Bună ziua, dragii mei! Astăzi vorbim despre rețeta de carne de vită în sos de roșii, o rețetă gustoasă și rapid de pregătit. Pentru această rețetă avem nevoie de 8 felii subțiri carne de vită, 500 ml sos de roșii, 4 linguri ulei de măsline, un cățel de usturoi, o foaie dafin, cimbru, o legătură pătrunjel, sare, piper. Începem prin a pune uleiul în tigaia de pe foc. Apoi adăugăm usturoiul tăiat pe jumătate. Facem acest lucru pentru a se aromatiza uleiul. Avem grijă să nu îl ținem prea mult, acesta nu trebuie să se ardă. Când este gata, îl scoatem din tigaie și punem sosul de roșii, sare, piper, amestecăm și lăsăm la fier timp de 10 minute. Adăugăm feliile de carne de vită. Acestea trebuie să fie subțiri și trebuie să stea la fier 3 minute pe o parte, 3 minute pe alta. Carnea de vită nu trebuie fiartă mult pentru că se întărește. Când cele 3 minute au trecut, le întoarcem cu ajutorul unei furculițe. Avem grijă să le scufundăm în sos, acestea trebuie să fiarbă acoperite. Apoi adăugăm după gust sare, piper, o foaie de dafin și eu întotdeauna pun cimbru, îi va da un gust mai bun. Amestecăm și îi mai dăm câteva clocote. La final punem pătrunjel tocat. Rețeta noastră de carne de vită în sos de roșii este gata.